Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Vise de Coșmar cu Speedro Gamer. Da, suntem în vis. Trebuie să intru. Ok, trebuie să merg. Interesant. Escaladăm școala. Ceea ce am făcut cu mintea... Oh my fucking god, ce e asta? E monstru la limbă udă. Cu toții ne-am gândit, când eram la școală, probabil din cauza plictiselii, ce s-ar întâmpla dacă cineva ar intra cu o armă acum în clasă. Și îmi plăcea să mă gândesc că o să fac gen ce face acum Blake, sau cum îl cheamă pe ăsta, să merg pe școală așa, gen să salvez pe toată lumea. Trebuie să intrăm aici? Motherfucker. Motherfucking Lynn. Motherfucking Jessica. Vedem sistemul uman, ha-ha, cât de amuzant, un penis! În fine, glumele de la biologie erau foarte amuzante la vremea respectivă, dar acum când mi-amintesc câte lucruri le-am spus la ora de biologie, erau foarte cringy, frate. Țin minte când am auzit prima oară profesoara de biologie că spunea penis. Oh my fucking god. N-am mai râs așa de mult cu colegul niciodată în viața mea. Ne-a dat afară, bineînțeles, de o la oră. Și am ieșit pe acest hol. Era exact ca și acum. Am ieșit pe acest hol cu colegul meu și am zis, băi, ia vezi, e deschis, hai să vedem dacă e clasa asta liberă. Că era după ora 2, ușa era încuiată. După care am mers pe acest hol împreună cu colegul meu. Acum trebuie să ne imaginăm că el era acolo. Și am văzut pe o prietenă de-a mea spânzurată în afara școlii. Erau mai multe prietene de-a mea spânzurate. Așa a fost și acolo. Verificăm colțurile aici. 100% o să o luăm în dreapta și nu e bine. Și o să dacă să mergem în stânga. Fiți atenți. Mereu se întâmplă asta. Mereu un ghinion ăsta. Când e un 50-50. O, căcat. Nimic aici? Du-te dracu de joc. M-ai făcut să intru degeaba? După ce că... Am avut bunătatea să verific ușa asta. Mi-e fric, mi-e fric de asta am făcut acel zgomot, nu m-am speriat. Guț, să stea dracu. Oh my fucking god. Iisuse, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Bă, Iisus, mă, ce, mă, te-ai supărat pe mine, mă? Am făcut gluma aia mai devreme că ai penisul mic? Nu, n-am făcut-o încă. În fine, băi, nu te-ai supărat pe mine, mă, Iisus. Doamne, te-ai supărat și tu. În retrospectivă, cred că a fost bine să o luăm în dreapta. Asta e cea mai fricoșoare zonă din istorie. A, uite. Observăm aici cum Jessica s-a spânzurat și a folosit tehnica lui Naruto de a se multiplica și toate clonele sale s-au spânzurat de asemenea. Ceva foarte normal în... Băi, Guță, lasă-mi pula mea acordeonul ăla, că e nebunit. Oh, fuck, mai aveam o secundă de filmat. Dar uitați-vă la Guță, nu se mai potolește cu fundalul ăla sonor. Gata, Guță, ho! Ia uite, taie tabla de s-aude așa acum. Sper că nu mă încă din baterie când filmez în pana mea. Că nu mai fac asta în viața mea. Nu că aș făcut-o foarte des și până acum, da? În fine. În mare parte în jocul ăsta mă sperie Guță. Eu sincer. Cu schimbările lui de zgomot foarte rapide. Bănuiesc că e închis. Ok, Guță, ho! Băi, Jessica, ce te-a pus, mă, să faci asta? Acum, vorbim serios, probabil povestea din jocul ăsta e că preotul a violat-o pe Jessica și Jessica s-a sinucis. Și gen, eu mă simt responsabil. Căcat! Ce e zgomotul ăsta, Guță? Ce-ai făcut? Te piși? Ai statica de la televizor, fac. Îmi cer scuze, Guță, că te-am deranjat. Revinu la coloana ta sonoră. Mamă, dar cum se aude, sparge urechile. Statica de la televizor. Ce se aude? Se aude pe partea de perete, cred că zgomotul ăla limbă udă. Ha! Gândiți-vă că e... Gândiți-vă... Ok, trebuie să pun pauză doar ca să nu mă omoare ceva. Dar gândiți-vă ce fel de părinte și-ar trimite copilul cu un preot care arată așa în pana mea.
Cine ar face asta? Până și ăsta în pana mea. Dar ăsta, ce treacu? Zici că e Gollum după 10 zile în vas lui. O, două umbre, văd două umbre. De ce văd două umbre? De ce am văzut două umbre? Oh my fucking god, ce pula. Ce treacu sunt pozele astea, mă, băi, autism. Tu ai sindromul Down. Tu sindromul viol pe oricine văd și tu ești mai normal în pană. Am văzut două umbre, v-ați văzut și voi? Oh my fucking god. Pot să mă trezesc și eu din visul... O să iasă sânge și din ăsta? Nu. Bă, jur că nu mai mă uit la pozele astea în pana mea. Iată! Ce se întâmplă că mănânci 10 burgeri pe zi? Ce se întâmplă când ai cancer la barbă? Ce se întâmplă când ai autism? Biblioteca, nu, nu... Trebuie să-mi impun și eu o limită, frate. Nu vreau să merg la bibliotecă, asta ar fi chiar cea mai fricoșitoare chestie. Iată, mi-am și de sesiune, că trebuie să mă duc la bibliotecă să învăț. Cam așa arată și biblioteca de la Politehnică, de la automatic și calculatoare. Puțin mai mult praf, sincer, e destul de curată asta. Ce căcat, ce căcat se întâmplă? Guță, lasă muzica, te rog, Guță, oprește-te cu muzica! A, căcat, căcat. Trebuie să merg acolo? Nu, 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 nu. What the fuck is this, man? What the fuck is this, man? Habar n-am ce trebuie să fac. O umbră, am uitat. Căcat, căcat, căcat. Du-te, dracu. Unde trebuie să merg? Nu, 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 nu. Futu-ți stamina ta de căcat mic. Sunt prost cu labirintul. Sunt prost tare la labirinturi în pana mea. Omoară-mă. Dacă ești pe aici, omoară-mă, te rog. Am pierdut deja mult din baterie. Am pierdut prea mult din baterie. Unde ești, căcatule? Căcatule, unde ești? Mamă, mi s-a dus bateria. Nu, nu, nu. What the fuck? Căcat! Bă, vreau să mă omoare căcatul ăla, dar nu-l mai găsesc. Jur că vreau să mă omoare. Unde ești, mă? Vreau să mă omoare că am pierdut o baterie întreagă. Căcat. Unde? Bă, 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 bă. Bă. Nu-mi pierd două baterii în biblioteca asta, în pana mea. Ce se întâmplă? Am mai fost de 1000 de ore aici. Cum funcționează? Într-un labirint, se spune că trebuie să iei mereu la stânga. Țineți minte acea zicală din desene? Dar acum vreau să mor, serios. O să o luăm la stânga data viitoare, vă promit. Nu! Nu, vin o să mă omor, căcatule. Am ieșit din labirint. O facem, o facem oricum. Nu pot zic că am pierdut o baterie întreagă ca să ies de aici. Poate găsim o baterie pe aici? Ce-ai spune, jocule? Un semn de bună credință? Ținând cont că m-ai băgat într-un labirint de căcat, în care n-am înțeles nimic. Fără saving, fără saving. Fuck! Saving. Pierdut o baterie întreagă. Pierdut o baterie întreagă. Doamne, bandaj. Am bandaje de... Nu am bandaje. Lumina, uite, dracu, și tu. Și tu și Guță cu melodiile lui. Oh my fucking god. Jessica, te rog să te potolești. Să nu mai îmi faci vreodată așa ceva. De ce fugi strâmb? Ești beat? Oh, căcat, căcat, căcat. Oh, căcat. Jessica, tu observi cum eu nu știu unde dracu trebuie să merg?
Oh, mă fug. Ah, sunt căcați ăștia la alții eretici. Mersi, mersi, domnilor eretici. Înseamnă că m-am întors. Înseamnă că m-am întors la realitate. Du-te, dracu, cu visele tale. Sper că a fost ultimul vis și Jessica moare. Nici chiar așa, dar în fine, înțelegeți ce. Unde trebuie să mă plin cu asta? Unde dracu vrei să pun asta, mă? Ah. Am nevoie mai mult ca niciodată de baterii. E... N-am făcut nimic. A, era închisă ușa? Probabil era închisă ușa, e ok. Bă, atât timp cât am scăpat din căcatul ăla... Nu că ar fi o zonă mai bună aici, pentru că mai aleargă niște eretici împuțiți. De la fabrica de penisuri. Oh, fuck, sunt aproape, sunt aproape. Nu-i văd, dar să știu că sunt aproape. Căcat! Cât de aproape sunt? Nu înțeleg. Yes. Nu, 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 nu. Doamne ajută. Come on, man. Cred că acolo. Serios? Ai ocolit masa? Să mor tu că ai ocolit masa. Fira ți-ai dracu de Naruto. Și-au făcut jutsu de la și au făcut clone. Și acum fac un blowjob destul de interesant, pentru că i-ați auzit cum ce zgomot te produc așa. Explicați-mi și mie ce trebuie să fac, vă rog. Sunt un... sunt o ceva. Sunt o... Du-te, dracu. Ce trebuie să facem aici? Hei, jocule. Ce trebuie să fac cu masa aia în pana mea? Bă, dacă voi vedeți ceva ce ar trebui să văd și eu, vă rog, urlați în comentarii. Oh, mă făgă, să mor tu. Ok. O să ne grăbim. Oh, bună, domnule. Hai să dansăm, nu? Pam, pam, fac și eu dubstep dacă vrei. Pac, pac, ia uite. Bă, bă. Oh. Aaaa! Nu face dubstep. Și să mor tu că nu s-a salvat. Să mor tu că nu s-a salvat. Cred că s-a salvat, nu? Bă, ce fețe frumoase au ăștia să-mi bafă. Ești că sunt niște creiere... Ești ca un creier lung de față. Așa arată. Oh! A, ba da, s-a salvat, ok. M-a speriat. Îl vedeam pe ăla că făcea dubstep pe fața mea și am crezut că trebuie să-l imit și eu cu ceva de genul. What? What the fuck? Ah! Am căzut. E un bug ăsta? E un bug? N-avea cum să ajung? Ce? Cum scăpam din camera aia împuțită? Nu știți nici voi, mă bucur. Ok. Băi, Naruto, calmează-te, mă. Îmi pare rău că nu vreau să devin Hokage, dar lasă-mă în pace. Nu se poate! Unde? Aaa, mă făgă. E prea târziu acum. Mamă, ce croșeu! Bana mea. Era camera pe sus, încerc scuze. Nu mai am suflat. Nu mai am, în fine. Ok. Ok, nici nu trebuie să sar aici. Pac. Dar am ajuns din nou unde eram, nu? Sau, nu? Ok, nu, am luat-o pe dreapta. Geniu, sunt un geniu. Mi-a luat decât o oră de scap din zona asta. Al dracu, Naruto.
Nu mi-a plăcut Sasuke mai mult. Oh my fucking god, Naruto, te pricep tare la ninja-lui de-astea. Al dracu ninja. Fuck! Motherfucker! Sunt din ce în ce mai dese chestia asta cu Jessica. Oh my fuck, Jessica. Fuck! What the fuck, nu din nou căcatul ăsta. Cum vrei să scap, mă, căcat? Oh, e o ușă aici, scuze. Mersi că mi-a... Vreau să fac ceva amuzant, gen, mersi că mi-ai zis că e ușa și... Din toată văd că fuge în pana mea, mă așteptam să meargă și el încet. Mi-a băgat limba în gură. Niciodată n-am vrut să fac asta vreo fată. Nu, glumesc. Urăsc French kiss-urile. Am avut și situații în care fata practic zici că mânca limba. Unde vrei să fug? Aia. Baia aia, baia aia, ce ce-a zis? Ce pula mea faci? Te bagi cu capul în... Catule, lasă-te! Îți par capul, Blake, catule. Lasă-mă, las pe câte. Bine, hai, hai, ce poți? Ce poți să-mi faci? Bagi limba pe gât? Am mai pățit. Bang! Bă, ăsta chiar vrea cu orice preț să-mi dea limbi. Băi nene. Băi nene. Bă, du-te! What the fuck is this, man? Să mor tu! După ce ai plecat! Să mor tu! Și nu s-a salvat. Și ar trebui să mă chinui. Precum Iisus din Nazaret, că tot am ajuns să fiu crucificat. Muie! Muie că capul! Explicați-mi și mie cum scap. Și nu-mi spate. Mamă, cum fac pașii ăla? Cal! Am ratat ușa, bă, sunt și prost cu aia. Bă, deci chiar vrea omul să-mi dea limbi cu orice preț. O să rămânem aici de asta. Muie. Vreau să termin în seara asta jocul și de asta fac asta. De ce n-apare saving? O să regret asta, dar... A? Ba, am scăpat. Au! What the fuck, man? Măcar a apărut saving, ceea ce înseamnă că am scăpat. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. E închisă ușa! Oh, nu, se deschide. Fuck. E prea rapid din nou, e prea rapid din nou. Du-te dracu, Usain Bolt. Dar nu e, e mai rău ca Usain Bolt, că dispare și apare în pana mea. Dispare și apare. Usain Bolt combinat cu Tracer din Overwatch. Băi căcatule, băi căcatule de... LOCKED! LOCKED! What the fuck is this? Oh, be careful little eyes, what you say. Oh, be careful little mouth. Jesus, nu cred că, nu cred că era așa. În fine. Oh, be careful little eyes, what you see. Pentru că ce văd eu acum nu e deloc sănătos, niște tumori. Cred că mă bântuiesc toți arbitrii care am jucat vreodată în FIFA. You're not evil, Blake. Nu! Asta cred că e povestea jocului, mă bântuiesc toți arbitrii care am jucat cu ei în FIFA. Sau, fiți atenți, plot twist. Din greșeală am ingerat propriile pastile pentru mărirea penisului și am luat și eu acea boală și prin asta trec toți oamenii de aici când iau pastilele de micșorare, mărirea penisului. Bine, eu n-am dat de micșorare pentru că aveam prea mare inițial. A fost partea opusă.
Da, probabil de asta. Astea sunt defectele adverse când iei pastilele de mărire ale penisului, care le-am vândut eu din greșeală la ăștia. Din greșeală. Le-am vândut pentru bani, să fiu sincer, dar... Oh, be careful, little fucking guys, what you see? Muie. Cred că e imposibil din cauza faptului că am închis ușa acolo și... Și pe urmă nu mai poți face nimic. Poate găsi și vreo baterie acum, că suntem pe normal. Am luat colțul la perfecție. Deschis ușa într-o milisecundă. Ia uite-l, frate, cât de departe e în pana mea. Se mișcă ca un melc. Așa se simte Usain Bolt, probabil, când aleagă cu adversarii săi. Nu înțeleg, trebuie să iau în stânga. Confuză e măta. Nu mă ascund, pentru că e un vis în pana mea, n-ai cum să te ascunzi în vis. Am ieșit din vis? Am ieșit din vis? Doamne, vreau să văd și eu un saving, du-te dracu de joc prost. I will never let you go. Let it go, let it go. Can't hold back anymore. Bănuiesc că trebuie să ies pe geam, nu? Nu. Pe geamul ăsta, nu? Ok. Este, frate, m-am întors. M-am întors la căcații ăștia. Bă, mă simt bine, mă simt bine. Aici sunt frații mei, frate. Le-am dat o țeapă cu steroizii de penis. Le-am dat. Dar măcar știu, frate, că... Vor de ce să mă omoare. Au un motiv să mă omoare. Că le-am dat țeapă cu steroizii de penis și... Au început războiul ăla. Mor de la o asemenea săritură, Blake. Ok, Blake. Trebuie să notezi undeva că ești o pizdă în pana mea și nu poți sări 2 metri. O săritură de-aia oricine face. Și Blake, care atunci când a căzut de la 10.000 de etaje, când a murit Gollum atunci, n-a pățit nimic. Dar acum de la o săritură de... un metru... A, uite, mă, pot merge pe aici. A, probabil o să-mi spargă la ușa chiar când ies. Fuck. Asta se întâmplă, nu? YOLO! Ok, nu a spart nimic. Bă, de ce nu se întâmplă? Dacă aș fi eu care face Outlast, aș face un Outlast ziua, frate. Atunci, aia da o provocare, să faci Outlast un fricoșător ziua. Ok. Saving. Ah? Bă, acum să fiu sincer. Oh, fuck, unde dracu mă duc? Saving? Poate? Așa. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Am dat de ăștia. Bă, îmi pare rău că v-am dat țapa cu steroizii. Fugi, 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 fugi. Lasă heal-ul pe mai târziu, nene. Am apăsat prea... A, stai, mă. N-ar trebui să ai o viteză asta, nu? N-ar trebui să mă prindă, nu? Da, are logic. Acum înțeleg de ce nu mă omoră din prima. O să vă explic bine de ce nu mă omoră din prima, tipul ăla. Ei, me fucking diat. De asta nu mă omoră din prima, căcatul ăla. Am lăsat pe normal după ce am ieșit din vis. Cer scuze. Rămâneți acolo și tu, Naruto, și toate clonele tale de căcat. Hai să-mi dau un mic heal. Oh! Fuck! Fuck, poate să spargă ăla! Naruto, îmi cer scuze! Hai, mă! Liftul mătii! Saving. E bine. E mai rapid ca mine pe... Oh, nu, nu e mai rapid, s-a oprit acolo, perfect. Perfect, perfect, perfect. Mai încet, Naruto. Oh! What the fuck? Era la un kilometru! Era la un kilometru, spatele meu, v-ați citat?
M-am uitat în spate, era la un kilometru în spatele meu și acum s-a teleportat în pana mea. Altă explicație nu am. Cum am luat acea... A aruncat cu shuriken-uri după mine, ce dracu Naruto? Nu-i sănătos Naruto, să fiu sincer. Să mor tu! Băi căcatule, te târâști! M-a prins ăla că mă ți-a târât ca un căcat, prostul meu. What? Ok, pe aici. Ups! Saving. Suntem pe o vas de pirați, ce pa... A, trebuie să sar. Ups! Trebuie să sar acolo! Oh my fucking god! Ah, ok, iau damage, dar nu iau letal pentru că am luat heal mai devreme. Cer scuze, Naruto. Easy. Am scăpat. Mai mult, frate, până termin jocul, cu serios. Oh, simt că e timpul pentru un cutscene către vis. Probabil. Oh, be careful, little eyes, what you see, something. Ah, Jess, am și uitat de ea. Lin, așa. Am și uitat cum o cheamă pana mea. Băi, ți-am zis că nu o iubești, mă, de prima oară. Jess, auzi? Pe Jess nu prea mai poți să o salvezi singur, că s-a sinucis. Poți să-mi prind capul aici? Ok. What? What? Am trăit de la o cădere în gol de 100 de metri cel puțin. Jocul e serios? Asta nu e deloc realist. Ca să știți și voi, liftul ăsta nu te protejează deloc de la căzături. Gen, e ca și cum ai cădea direct așa, fără lift sau cu lift. Asta n-a fost deloc realist, să fiu sincer. Pentru atunci când cazi de pe lift, e ca și cum ai cădea tu direct, așa funcționează fizica. Și ar fi trebuit să iau damage ca și cum aș fi căzut în gol 100 de metri. Deci practic aș fi trebuit să fiu mort. Liftul nu e un obiect magic care te protejează atunci când cazi, jocule, să știi. Cred că nu trebuie să o pe aici? Trebuie să cad? Ah, trebuie să o pe aici. Merg în cerc, frate? Da! Ah, ok, de pe aici. Sunt în mine. Asta a fost deep. L-ați prins? Pentru că mine s-a... Ok. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes. Te rog să rămân în mine și să nu mă trezesc chiar și în vis. Cine mai poate să fie prin mine, mă, frate? Uiteți, cei care spuneați că, hey, Speedy, n-ai terminat pe umbra, de ce nu mai joci? Uite, vedeți, joc pe umbra de data aceasta. În sfârșit, jucăm și noi pe umbra. Ce dracu? Se întâmplă? Sincer, sunt destul de bazat pe baterii. Am destul de multe acum. Am două în plus față de asta. Ceea ce e superb în pana mea. Nu cred că e bine să o luăm de unde a venit ăla, dar... YOLO! A, uite, bate, cred că mi-ești deasă. Oh my fuck, e besnă! Dacă rămâneam aici fără baterii, cred că ăsta era finalul jocului. Noi nu treceam mai de... Să mor tu că am mers până aici doar pentru o fucking hârtie. Nu puteam să nimerez și eu partea bună din prima. Mai e... Mamă, frate, Lin încă trăiește. Mamă, frate, Lin, ești o zeiță în pana mea. Chiar vreau să te felicit că trăiești. Da? Sincer, nu mi-am apăsat de tine niciodată că ți-am zis că te dau pe 3 baterii, chestii de-astea, dar dacă și acum trăiești după prin câte ai trecut în pana mea, du-te dracu de femeie, ești puternică. Tot te-aș da pe 7 baterii. Tocmai ți-a crescut prețul. De data asta te-aș da pe 7 baterii. Sunt prost, nu? Sunt prost, nu? Da, sunt prost. A apărut saving oricum, a apărut saving. A apărut saving, deci nu mi-e frică. Da, am dat iar de căcați ăștia? Serios? Cum folosești scara?
Aha. You're not evil, Blake. Nu, lasă-mă, dracu, nu vreau să revin în vis. Lasă-mă, dracu, lasă-mă aici, că sunt bine cu prietenii mei, cu Naruto, cu vrăjitoarea aia, cu securea. Aici sunt prietenii mei, frate. Ăla a fost cumva căcatul ăla din vis? Nu, nu vreau să apară căcatul ăla din vis și aici. Nu vreau să mă întorc în vis, în pana mea. Fuck. Să putea să nu fie cu tremur? Oh my fucking god, o alegere multiplă. Mereu o să greșesc. O luăm la dreapta, dar probabil la stânga trebuie să mergem. Mereu am ghinioa la astea. Fuck. Ce mă, bă, prin cât ai trecut te mai sperii de astea? Uite, trebuia să spui și tu. Wow, cât de lucrat e tipul ăsta, uite-ți-vă, și-a făcut pătrățele. Nu-i de mirare că vrea și el penis mai mare, dar asta e, a luat țeapă. A luat alea cu uraniu și s-a dus direct. Oh my god, oh my god, Penumbra 2.0. Oh, be careful, little eyes, what you see. O lanternă, dar nicio baterie, cât de realist. What? Ah, dar să sar. Am crezut că gen pe aici era o baterie doar pe modul normal. Că nebuneam. Ah? Ceva sub mine? Oh, be careful, little eyes, what you see. Bop. Saving. Iubesc jocul ăsta. Hide. Interesant, dar nu vreau să mă ascund de nimeni. Sunt curajos și neînfricat. Nu mi-e frică de nimeni. Absolut nimeni. Ok, pot să închid aia. Dar n-am de ce să închid aia pentru că sunt un zeu neînfricat. Glugan dă superputeri. Și cu aceste superputeri o să mă ascund în butoiul ăsta până... Nu, nu, nu o să fac asta. Aici e useless. Toate astea de ascuns înseamnă un singur lucru. Aici e cineva. No, ok. Da. What? What? Guță, dă-te dracu, Guță, lasă acordeonul. A, e unul, e unul, e unul. Ok. Open? No, 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 no. Ce e, ce e, ce fel de monstru ești? Să știu dacă ești de la care mă sperie sau nu. A dispărut? Ok. E monstru de la care dispare, cel mai șmecher monstru. Fugim prin tunele. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Save? Am fugit dre... Oh. What? Fuck me. Stai, mă, vine sau nu? Nu vine? Ah, ba da, vine, vine, vine. Fuck, 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 fuck. Măcar a apărut saving, ceea ce e super. Habar n-am ce trebuie să fac. Oh, a trecut ăla, a trecut ăla. Saving! Saving vreau! Vreau să vă saving! Și dracu ai, mă, ești lovit? Na! Saving! Nu știu cum am scăpat, nu mă întrebați! Chiar habar n-am cum dracu am scăpat, dar n-am scăpat de aici! What the fuck, am scăpat de aici! Hei! Observăm aici cum toți oamenii care au votat pentru PSD au avut o soartă foarte favorabilă pentru ei. Asta se întâmplă când votez pentru PSD. Au glumesc. Nu vreau să intru politic. Asta se întâmplă când ești teroist pentru penis de la Vasile. Hei! Un cadou! Mulțumesc! Bă, a apărut saving, nu? A apărut saving, nu? N-a apărut saving, să mor tu. Parcă a apărut saving undeva. Când ne-am filmat pe ea de la ProTV, de la ProTV, de la PSD. În fine, e beznă total aici. Deci dacă eram aici fără baterii, și cred că asta e ultima baterie, era nașpa. Poți să tac de asta? Ah, ok. Aha. Am un idiot. Uite ce păpușă frumoasă, nu? Sper că nu e demonică. Hai, puțin mai tare să fiu sigur. The mechanism...
Oh my fucking god, vrei să mor și mai mult? Sper să nu mă atace pe pușa demonică. Aveam și una de aia când eram mic. Am ars-o. Fără un motiv special, doar pentru că era muream de frică, de aia și am văzut filmul Chucky. Aaa, să mor tu! Na! Saving, vreau să văd și eu pe aici. Dacă se poate. Singur să cadă unul ăla din cerc de curând. Nu, n-am făcut nimic, jur. Lasă-mă aici, lasă-mă aici, că stau, sunt bine cu ăștia. Cu care le-am dat... What the fuck was this noise? Nice English, capa. De aici a venit. Ah, tocmai ai sărit în țeapă. Și te-ai descompus foarte repede. Cool. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up. Oh, uite, o să învăț melodia asta până la final, să-mi bat pula. Nu cred că e foarte bine, dar în fine. Mai am o baterie, nu? Că dacă nu, casa cam dus jocul nostru. Dacă nu mai am o baterie, s-a dus jocul. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above and he's looking out for you. Blah, 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 blah. Jocul ăsta m-a convertit la religie. Bup. Muie că nu mi-ai dat baterie, dar, în fine. Oh, be careful, little eyes, what you see. Bă, sincer, ar trebui, dacă chiar sunt mesia pentru ăștia, chiar trebuie să... Cât de creepy a fost asta? Cât de creepy a fost asta? Chiar când am cântat eu aia, a început și melodia. Du-te, dracu, de joc. Dezvirginizare anală, asta se aude, nu vă temeți. A trecut și Lin prin asta. Se aude prea tare! Nu! No. O să mă trezesc, nu? Ok, observăm cum acești doi iubiți... Oh my fucking god, ce treacă făceau? Dar observăm cum au murit ăsta a murit violându-l pe ăsta. Știu ce credeți, sunt doi bărbați, nu e un bărbat și o femeie, deci nu e deloc romantic, e o dezvirginizare anală foarte veche. Auzeam amintirea acelei dezvirginizări. Doamne, rugați-vă împreună cu mine, că dacă nu s-a terminat jocul aici. Dacă nu mai am o baterie, s-a terminat jocul aici. O să apăs R în curând, Thepsin. Vreau dat să fiu sigur că nu e nimic aici? Poate e vreo baterie pe aici? Chidem ușa, de bună măsură. Să mă piși, iarăși, fac. Oh, be careful, little fucking... Motherfucker. Stalagnite pe aici. Așa se numesc ăștia ca țurțuri, care seamănă cu niște dildouri gigantice. Spoiler, din astea se fac dildouri. Oh, what the fuck? What the fuck? Uite, nu m-a speriat așa de tare doar pentru că nu s-a auzit acordeonul lui Guță. Așa de tare. Wow, o fată, în sfârșit. Oh, ia aia de la început, în sfârșit. What? Your seed will burn this world. Where's Lin? Nice tits. 8 din 10, să fiu sincer, nu. Mother burn. Mother burn. Motherfucker. Welcome her infant lord. Naked. Bă, eu nu sunt dezbrăcat. A, ăla micul care îl naște aia sau ce? Crazy motherfucker. Nici n-au trecut 9 luni să se naște. Vrei să-mi vezi fața adevărată? Orice, dar să nu mă bagi în somn. Oh, what the fuck. Ești mai frumoasă, așa, să știi. Te rog, nu-mi face rău. Oh. Oh, m-a salvat cu cutremur. RIP, căcatule. Moare și asta? Are penis cumva? Stai, fata aia are penis? What? What? Mi-a stricat visele cu ea. Ah, că am sărit ca un prost. Doamne! Oh, nici că e autist!
Bineînțeles că am două partea greșită din acel 50-50. Lasă o dăm pe aici. Oh my fucking god. Off! Am sfârșit. O baterie? No, e de dracu. Bă, în continuare, hereticilor. Rămâne... Motherfucker. N-am cum să fug aici, nu? Oh, be careful, fucking little... Ai zice că te omoară mai repede în pana mea. Oh my fucking god. Putu-s nightmare-ul mătii. Cum pare că acolo erau bandaje. Lasă-mă să trec, mersi, 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 ești o zeiță. Că mai lasă să trec, pentru că o să-ți fac, o să-ți dau cea mai mare țeapă din istoria jocului. Trebuie să mă asigur că mă urmează aici. Hai femeie, hai femeie. Mulțumesc, mulțumesc. Sunt pregătit. M-am antrenat, timp de o oră suntem în acest labirint. De data asta o să meargă. Chiar nu înțeleg cum pot să mă... Muie, am spart becul, îmi pare rău. Ok, ok. Stingem asta repede. E fucking speedrun. Asta facem noi acum. Și te rog să nu o prindem aici. Te rog să nu o prindem aici. Că mor dacă o prind aici. Yes, yes, yes. E acolo, nu? Nu știu, nu-mi pasă unde e. Am trecut, astea sunt firele. Este, mă, frate, în sfârșit. Du-te, dracu de fire. Cine crede că curentul electric va fi cel mai mare în sala nostru în acest joc? Eu nu. Dar am trecut în sfârșit de saving. Căcatule, vreau saving. Dacă mor aici, fără saving, nebunesc. Saving. Jocul ăsta e un zeu. Firea acelea dracu de stalagnite. Stau stalactite. Cum se numesc? Stalagmite? În fine. What is this? Ne plimbăm ca în parcul de distracție. What the fuck? What did you do to her? Oma, opa, Oma, I was. You can't keep a secret. What the fuck? Nu mă trezesc, nu vreau să ajung în vis. Aha, am înțeles, am înțeles. Cred că am înțeles. Fiți atenți. Tragem asta și dăm cu viteză în partea cealaltă. Oh, mă făcă. Bă, atât timp cât nu sunt în vis, fac ce vreți, mă, fac... Ah, fac, 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 am făcut o greșeală. Nu, 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 stop, stop, stop! Fac, a fost mult prea încet, muie. Sau poate nu trebuie să facem asta? Ups, la fire. Atât timp cât nu mă bag în vis, eu fac ce vreți, mă. Mă fug de ăștia, rezolv probleme de electrică, opresc curentul, mă bat cu femeia aia, penis. Fac ce vreți, doar nu mă băgați în vis iarăși. YOLO! Au! Ce căcat a fost ăla? M-am bușit de un monstru în pana mea. De monstru ăla din vis, ce căcat. Sincer, da, eram sigur că pe aici trebuie să merg. Pe aici bănuiesc, bup, bup, easy. Now what? Oh my fucking god. Era o scară și sunt mort. Era o scară și acum sunt mort. Fuck. Ce-a fost comandă? Oare pot sări de aici pe scară? Oh, saving. Nice. N-am murit. Ați văzut? V-am arătat un nou mod de a ajunge aici fără scară. Pentru că Speedy nu folosește scările. În mare parte că e autist și nu o vede. Dar în fine. Ai fi căzut oricum că vedeți, n-avea trepte. A,
Am făcut un prototip acum, practic. Uite, observăm încă câțiva oameni ca mine care n-au știut să folosească scara. Mă bucur God pentru ei. Not like I do. Wow, nene, stai! Stai că nu ți-a făcut nimic de dracu. Fugi. Oh my fucking God, să tărește! Nu se poate așa ceva. Fugi. Nu mai am baterie și cred că e ultima. Fuck. Băi, căcatule, mergi! Bă, măcar sunt aici. Not like I do, muie. Uite, dracu de femeie. Băi, căcatule, știi să mergi? Să mori tu că știi să mergi. Eu pierd jocul din cauza că ăsta habar n-are să tărască, să mori. Serios. What the fuck? Am mai murit toată aici, ăsta, pentru că ăsta nu s-a pus pe cătârlă aici. În fine. Avem nevoie de un timing foarte bun la ieșire, pentru că ăla se mișcă ca Usain Bolt. Și trebuie să luăm neapărat repede în dreapta. Fugi! Shift! De ce nu fuge, nu știu. Sânge pe perete. Oh! Băi, căcatule, cât de rapid ești! Bup! No, măcar a dat saving. Deci vă dați seama, cred că e imposibilă partea asta fără baterie. Și de asemenea, cred că asta e ultima mea baterie. Poate vom ieși în curând de aici. What the fuck? Au căzut căcația după mine. Fugi. Îi pot auzi, dar nu-i pot vedea. Oh, acum îi pot vedea. What the fuck? Ok. Mă îndrept spre lumină, da? Oare aici, în dreapta, e ceva? Nu! Uite, un căcat ăsta, chiar în fața mea, în pana mea, m-aș speria de el. A, uite pe aici. Sar și ia-o! Ia-o! Acum fugi! Aha! Oh, fuck yes! Am luat și baterie și am zis scăpat. Relativ spus, scăpat. Saving, yes! Am luat și o baterie în plus, am scăpat! Avem baterie în plus de data asta. Oh my fucking God, cât de bine mă simt acum. Și nici nu mai mă urmăresc căcația. Bă, win. Și nici n-am mai avut un vis de 10 ani. E cea mai tare fază. N-am mai avut vise, cred că de o oră cel puțin. Bine, o oră din cauza că de 10 ori m-am omorât căcatul ăla de centaur. Centaur. Știi de cine vorbesc, de femeia aia proastă. Ok. Au, de asta. Dearest beloved, please don't run, please read this. Please forgive me, I know I must look dog ugly and beat over. Îi spune, arăt foarte așa, foarte urât, deoarece am încercat să iau steroizi de penis și din păcate nu au funcționat, ceea ce m-a făcut să am aceste boli, după cum observi. Da, asta se întâmplă când iei steroizi de penis, frate, nu te-am pus eu. Eu doar i-am vândut. Deci, practic, e degeaba aici. Bine, probabil era vreo baterie pe modul normal, dar în fine. Sau poate era așa cum, dar sunt eu orb. Asta e. O scară! Wow!
cât de elevat l-ați prins, pentru că, în fine. Bup, bup, e cineva acasă? Cum, cine păstrează focurile astea aprinse atât timp, frate? Serios. Serios vorbim, cine dracu face asta? Încă o scară și s-a salvat. Perfect. Urcă-te pe scară, căcat mic. Ce dracu facem asta? A, pe partea aia, ok, bro. Oh my god, iarăși să fiu Nadia Comăneci. Wow. Te rog să nu cazi iarăși. Mulțumesc. Am avut bătăia pornită? My fucking god, cât de prost sunt. Nu pot să cred. To pick up from a ledge. Mie că spui asta acum, când sunt la finalul jocului. Bine, probabil mi-a spus-o și pe parcurs, dar a văzut că chiar nu fac asta niciodată. Saving, iubesc cuvintele acelea. Domnule Speedy, dorești să te măriți, să te însori într-adevăr cu cuvântul saving? Da. Domnule Saving, dorești să te măriți cu Speedy? Saving. Asta e căsătoria dintre mine și Saving. Îmi pare rău, Lin, dar am o nouă soție, se numește Saving. M-a drogat, ce pana mea. Ce se întâmplă? What? Cine vorbește? Cine văd? M-a drogat rău de tot. M-a drogat rău de tot, frate, femeia. Cum? Lin, curvo, m-ai înșelat? Pentru că era imposibil să fii. Mai trăiește, Lin? Lin! Oh my god, Lin trăiește. Lin! I'm here. What the fuck? What the fuck? Ok. Ok, băieți. Măcar tipul ăla se distrează, pana mea. No! No! Ok, sunt violat, serios? Au! Ereticii se distrau pe acolo, aveau o petrecere foarte cool, o violau pe ea, adică se violau ea între ei. Lin era acolo răstignită, se dădea și ea șmechere, da, din buric, când dansa din buric. Și dintr-o dată Blake a decis căcatul să se trezea, să fie în vis. Oh my fucking god. Jessica. Aha, I'm beating you. Aha, Jessica, dacă m-aș trezi acum, cât de bine ar fi. Ah, wow. Acum vorbesc pentru prima oară cu ea. Oh, mă fug, mi-e frică să vorbim, fac asta. Sigur mi-a zis un jumpscare. Practic, Jessica mă violează. Ce vrei să afli, Jessica? Then you have to give up. Da, chiar sunt gay, dacă asta întrebi. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? Bravo, Jessica, ai câștigat. You're such a pushover, Blake. M-a făcut de râs o fată, frate. I-a zis că sunt pizdă. Fuck. Da, Jessica. Jessica, mi-e frică să fac orice cu tine în pana mea, pentru că e un vis și mi-e frică acum că scade fața și... Oh, căcat. Și te apare în pana mea demonul ăla. Asta e în bucătărie aici. Jessica, vezi să nu mănânci maioneză, că e altceva. Nu e maioneză, am aflat pe propria experiență. Preotul ăla face ceva cu maioneza. Ne ținem de mână. Dacă mă vede preotul ăla care o violează, de mână cu ea, s-ar putea să mi-o iau pe cocoașă. Destul de rău. I don't know why you have to be so precious about it. Virginitatea, te referi? Lynn ask you to ask me? Cine face pași? I asked first. Despre ce vorbim, Jessica? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Până și în vise s-a făcut ocilar, frate. Nu pot să cred. Știu ce, știu că o să... She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. Lin se referă? I just wanted to know. Deci eu și Jessica și Lin eram toți în aceeași școală. Și probabil am ales-o pe Lin în locul Jessica și probabil de asta s-a supărat Jessica și s-a sinucis. Și probabil de asemenea că era violată de preotul la Catholic Effect. Cu autism, i-ați văzut fața episodul trecut? Mamă, cât urăsc visele astea, simt la fiecare pas că urmează un jump. Oh my god, nu vreau să intrăm aici. Mersi că nu ai intrat în clasă, acolo era prea întuneric ca să intrăm.
Simt la fiecare pas că urmează un jumpscare. Sunt deja la 10 metri de monitor, dar nu mă ajută asta pentru că am căștile și Guță cu acordeonul va urla tare când începe jumpscare-ul. Omul fă gă. Uitați cât de creepy e umbra mea. Din cauza la partea asta de la căști, umbra mea pare ca un om care se spânzură. Uitați-vă, asta se vede ca frânghia și gen umbra din spate e capul care stă puțin la dreapta pentru că e frânghia așa. Oh my god, cât de creepy. Hai să luăm altă poziție. Să luăm altă poziție, frate. Ok. Așa e bine. Jessica, te rog să nu scadă fața, să nu faci vreo șmecherie cu mine, te rog. Mamă, cât urăsc visele! You think your parents are home yet? Cred că vreau să ies din vis. Jessica, suntem în gimnaziu, în pana mea. Yeah, tu vrei să facem asta acum? Why? Why? Why do you want to come over? I don't know. N-am vrut să te supăr, Jessica. Te rog să nu mă omori, să nu scadă fața sau să nu se întâmple ceva care să mă omoare aici. Sunt un rap god în vise. Jessica, dă-te puțin mai la dreapta să nu mă bușesc în ăsta ca cu proastă. Ce scuze am făcut? Ce scuze am făcut proastă? Mi-e frică, mă! Mă frică prea mult în vise. What the fuck? Gorbachev? Știți că și Gorbachev are acea pată. Journal? We're just leaving. Leaving? Let's step back into class, please. Oh my god. Blake? Oh my god. You're not in trouble yet, Blake. Bă, du-te dracu, de pedofil prost. Just stay with me. Ah, mă, săraca Jessica. I want you two to tell me what you were doing in here. Du-te dracu, were you misbehaving? Do I need to call your parents? Sună pe mata. Jessica, do I need to call Gorbachev. Your father again? N-ai fost în stare de nimic, hai dărâma și tu să zici de germană. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Friends. Does one of you think you can make this right? No. Jessica? Jessica, look at me. What the fuck? Cât de creepy pana mea. Will you help me make this no, right? Nu o să facă nimic, Jessica. Why don't you go along home, Blake? Ce-ar fi să duci dracu tu, căcatule? Did I interrupt? Mamă, cât de inocentă pare Jessica, îmi pare rău. It wasn't like that. Îmi pare rău acum că a murit. You won't say? Vreau să-mi okay. Shame is a gift from God. De asemenea, să faci ce faci cu Jessica, nu cred că e ceva foarte religios. Go home and pray. Du-te dracu și spânzură-te. Nu cu tine, Jessica, scuze, n-am vrut să vorbesc cu tine. Please. This is awkward enough. Oare ce s-a întâmplat cu căcatul ăsta? Știm că Jessica s-a spânzurat, dar căcatul ăsta sper că a fost arestat sau ceva. You can leave, young man. No. Walk away. Jessica, fuck off, mate. Fuck off. Oh, măcar dacă mă trezeam acum. Știți ce urmează, nu? Urmează tumorile. Oh, fuck! N-am lanternă. Apare dacă îți pierzi lanterna, în realitate ți-o pierzi și în vis. Capa. Hai, tumori, veniți. 3, 2, 1, jumpscare. 3, 2, 1, jumpscare. 3, 2, 1, jumpscare. Jessica, o să te salvez, sper. Oh, what the fuck? What the fuck, asta e o alegere? Poți să scap sau să salvez? Ok. Ok, căcat preot infect. Pedofil nenorocit. Futusul ăsta mătii. Poți să salvez? Poți să salvez? Poate poți să salvez. Poate asta e implicația visului, că poți să salvez. Please? What the fuck, man? What the fuck, Jessica? You think you saw? Oh my god. What? What? Ah, nu, a dispărut. A crezut că era Jessica aici. Ok, cred că e prima oară când nu-mi doresc să scap din vis. Nu-mi doresc să scap din vis pentru că poate o salvam pe Jessica sau ceva. Au! Frumos! Frumos! Cred că așa sunt ăia religioși. Dezvirginizarea anală, asta se întâmplă dacă nu v-ați prins. Ok, trebuie să fug de ăștia. Cică.
Mi-a dat lanterna înapoi? What? Parcă nu aveam, parcă... M-am bușit într-un stâlp! FMM! Saving, iubesc acel cuvânt, m-am căsătorit cu el deja. O să fie o veste destul de proastă să-i spun un Lin că m-am căsătorit cu cuvântul saving. Dar o să treacă peste asta, Lin. A trecut prin multe. Iar m-am bușit în ceva, ce căcat? De ce nu poți să fugi, mă, căcatule? Dar parcă just ca se spânzurase, acum a murit bătându-se cu ăla? Nu înțeleg. În fine, mă gândesc numai la chestia aia. Pentru prima oară mă gândesc numai la vise. Au! Saving, te iubesc. Fuck! Fuck! Lin! 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 Oh, mă făgă, Lin! Oh, oh, Lin, te iubesc. How? Îmi pare rău, saving, dar ne despărțim. Lin are ceva mult mai valoros decât tine. Cum dracu ești însărcinată? Cum dracu ești însărcinată în pana mea? Sunt de 9 luni aici? De asemenea, parcă ziceam că n-am făcut-o în ultimul timp. Lin, cu cine dracu m-ai înșelat? Lin, curvă, cu cine m-ai înșelat? Te omor aici, fă! Wow, un soare atât de mic. Lin, proastă. Cine mai... Oh, fuck, ce căcat. Wow, putem fugi! Ok, Lin. Știu că nu ți se pare normal, dar nici nu se pare normal să mă înșel cu cineva în pana mea. Sau poate e copilul meu. Ba da, spuneau ea că your seed will save this world. Deci probabil e copilul meu, da. Lin nu știu... Nu luase anticoncepționale, probabil. Oh, căcat. What the fuck? Asta te surprinde, Lin? Tu îți dai seama prin cât ai trecut în pana mea și te surprinde? Yeah. În fine. Mamă, ce scenariu apocaliptic în pana mea. Poate copilul ăsta chiar e special, dracu, poate... În fine. Poate e Jessica, nu, n-are să fie Jessica, nu? Nu, chiar n-are nicio logică. Tot aștept ca aceste două povești să se între... Să facă ceva între ele, în fine. Să întrepună. Îmi pare rău, Lin, nu poți să mă concentrez când vorbești. Ai două... În fine. Be careful! Și-o aruncă în gaură. I'm sorry. Bă, deci chiar s-a încinat un copil în pana mea. Holy fuck, Jessica. În fine. I need to lie down. Back here. A, uite un pat. Poftim. Oh, mă gălin, ține-te. Okay. It's gonna be okay. Cât de tragic ar fi acum dacă de fapt avea burta așa mare că a mâncat foarte mult și nu e niciun copil. Oh, nu! Oh, mă, gâs, s-a întors căcatul ăsta! Ia, abia amintesc melodia asta. Fuck off. Jesus Christ, Mike! Înainte era Usain Bolt căcatul ăsta. Acum e în continuare Usain Bolt. Ce se întâmplă? Se numește naștere, Lin. Sari! Nu poți sări pe geamul ăla! Oh, fuck! Ok. Un pat aici, Lin. What the fuck? What the fuck? Lin! God give me voice, God guide me. Nu, căcata asta, căcata asta din nou. Lin, îmi pare rău, te părăsesc, baftă. What the fuck? Așa murim? Asta e moartea? What the fuck? Muie! Muie, fraiero! I-a căzut crucea de pe biserică în... Mamă! Coaie, trebuie să fie special copilul ăsta. Muie! Dă-i și tu, Lin. Stai că-i dau și eu. Puțin și tu, poftim. Bup! 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 Hai să dansăm puțin prin jurul ei. Puțin din spate, așa, mai finuț. Vrei și tu, Lin? Oh! I-a încărcat pe picioare. Ha! S-a auzit acel zgomot. În fine.
Adio, femeie! Ne-a făcut plăcere. Dau câțiva pumni în cap acum. Bup, bup. Dă-i pumni în cap, Lin. Așa. Cred că copilul ăsta chiar e special în pana mea când... coincidența a făcut ca acea cruce să-i cadă în cap, în pana mea. E special copilul. Am baterii? Am. Ce path vezi, fă curvă proastă. Săraca Lin, frate, pe cât a trecut. What? What? Dar găsisem deja, era un pat în spate. Da, jur, mamă, cât de tare e finalul ăsta. Oh! Și căcat. Pot trece prin foc? Bănuiesc că nu. Oh, mă fugă. Oh, mă gă. Lin, rezistă. Copilul ăsta probabil o să fie primul copil. Oh my god, e super departe pana mea. Dar hai să mergem acolo. Ah, probabil asta? În fine. Probabil copilul ăsta o să fie primul copil care steroizia de penis, de mărirea penisului să funcționeze. Și de asta e ok. De asta e așa special, pentru că e copilul care are răspunsul. Primul copil pentru care steroizii de penis au funcționat. Hai să ducem acest copil la final și să observăm cum steroizii își fac efectul în final. Am răgușit. Filmează de 4 ore acest joc. Dar zic că finalul e aproape, pana mea, am găsit-o pe Lin. Am aflat povestea săracă-i Jessica, săracă-i Jessica. Și acum facem acest copil. Sper că e al meu, sper să nu iasă negru din tine, Lin. Că te ia dracu, te omor cu mâna mea, firea dracu. Dacă iese un copil negru din tine. A, mi-amintesc aici. Aici a murit săracul tipul ăla. E un cutscene asta, ok? Shit. Bă, prin cât a trecut, Lin arată în continuare destul de decent, în afara părului ei. You can do this. Oh, God. Doctorul Speedy, doctorul Chomu. Doctorul Speedy va aduce acest copil pe lume. Primul copil pe care steroizii au funcționat. Asta probabil spun toate femeile în acest moment. Oh, am văzut o umbră! E o umbră în dreapta, what the fuck? Poate era să mă uit la umbră. What? Chiar e un copil minune, s-a născut fără cord umbilical în pana mea. Sau nu știu cum se spune. Dar ar fi trebuit să aibă un cord care trebuie tăiat acum, în fine. There's nothing there. Oh, Jesus God. Lin? Oh! Lin! Vrei să spui că nu există rai sau iad. Frumos din partea ta, Lin. Frumos mesajul final al acestui joc. Lin! Oh my god, chiar a murit Lin. Lin? Băi, bebelușule, o învii și tu pe Lin? Fuck. Fuck off. Lin? Oh, mă, chiar a murit Lin, serios? Prin câte am văd o umbră în continuu, nu știu de la cui e. Băi, bebeluși căcat, de ce a mort-o pe Lin, mă? Te-ai răscut fără cord umbilical sau umbilical, nu știu care e cuvântul. Da, de obicei să aibă de la care e tăiat, pentru că e buricul, în fine. Știi și voi anatomie. What the fuck, man? A murit Lin. Lin said you haven't even killed. De obicei aici încheie episoadele când e visul, pentru că mă ia dracu un vis. Dar simt că finalul e aproape. Dacă nu e finalul aproape, aici o să încheie episodul, dar dacă finalul e aproape, o să jucăm în continuare puțin. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Actual night? Bă, copilul ăsta copii de 12 ani. Okay. Săraca Lin. Jesus. Pare rău că a murit Lin. Is she your girlfriend? Tell me. Jessica, ești gelosă? Or else what?
Ok. Ok, am crezut că o să genul să-i cadă fața sau ceva de genul. Simt că eu să-i cadă fața la un moment dat lui Jessica și mor de frică. I got you again. Da, m-ai făcut fără întuneric! Fără întuneric! Ok, m-am trezit, e bine. Oh, mă, gâ, domnul preot. Oh, fuck! Oh, fuck! Fugi! De fapt, ținând încă o linie moartă, nu mai am niciun motiv să fugă. Copilul ăsta? Serios? Serios? Copilul ăsta e prea puternic deja? E sigur că n-ai autism? Bă, sincer, da, pare mult mai frumos afară acum. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? Spoiler alert, Dumnezeu nu există. Dacă i-aș spune acum că Dumnezeu nu există, ar strigă că cuțitul ăla mi-ar tăia gâtul în 2 secunde. Perfect faith in that. It's still God is silent. Lecții de viață, țineți minte ce spune tipul ăsta. If you love anything at all, crush its skull under your heel. E singurul lucru care mi-am tește de Lin, nu o să fac asta. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Oh, what the fuck? Oh my God, să curgă destul de mult sânge la cât de gras e în pana mea. O cală-te dracu mai încolo. Practic, putem spune că copilul a avut atât de multă putere încât i-a controlat creierul și l-a omorât. Nice! Copile, ești special. Și nu modul special în care spun doctorii, adică autist. Bă, Lin chiar e moartă, mă? Wow. Cât de trist. Ah, uite și pe ăla care a murit inițial. Un mic cadou pentru căcatul ăsta pentru final. Poftim. Asta era tip de treabă și el. Pare rău că a murit și el. Am avut câțiva tip de treabă în acest joc. Nu pot să mă las pe cătărul locul, în fin. Vreau o ultimă privire către Lin. Dar din păcate nu mai putem. A venit ziua. Chiar vreau să merg pe aici ziua, să văd cum arată ziua să merg prin zona asta. Țineți minte aici, când am trebuit să schimb de pe hard pe... Ok, chiar e finalul, nu? Pentru că e melodia asta. Ok, nice. Am terminat Outlast! Oh my God, am terminat Outlast! Sau nu? A început să-l lasă, bată la tobe. Guță, oprește-l pe salam. Nu, dă-i două palme să nu mai bată la tobe. Asta e Lin? Nu Lin, Jessica? Serios? Ok, nu? Când soarele răsare... Bă, am avut destul de multe amintiri cu jocul ăsta, în mare parte neplăcute, dar și plăcute. Au fost multe momente interesante. Mi-a plăcut foarte mult de Lin, în mare parte din cauza acelor dotări ale ele, care nu păreau naturale, să fiu sincer. What? Oh my fucking God! Se pare sau crește soarele? E o explozie nucleară în pana mea? O explozie solară? A, nu. Soarele aceeași dimensiune? Oh, ba da, crește! What the fuck? Oh, mă, gă! Adio, lume crudă! Oh, my fucking God! Am aflat toată povestea lui Jessica. Ce mai vreți? Un ultim jumpscare? Oh, my God. E trist să aud pe Jessica vorbind. Ok, Jessica. Asta e chiar trist în pana mea. Jur că dacă muream eu nu era așa trist, dar să mor, să o aud pe Jessica cum râde și mă cheamă, e puțin trist. Un ultim jumpscare? Simt că urmează. Hi-hi-hi. Și acum iar e moartă. Oh, no. Oh my fucking God, ce fața aia albă în pana mea. Sau e fața ei normală? Are fața prea... Oh, are gâtul tăiat, parcă, nu? What the fuck, Jessica? I'll never let you go. What the... You never let me go.
Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Oh my fucking god, Eternat. It's over. It's over, man. Oh. Chiar Eternat. Deci da. Un final drăguț cu Jessica. Simbolizează faptul că n-am murit din vina mea, practic. Și e adevărat, n-am murit tehnic din vina mea. Lina a murit pe de altă parte. Și faza cu soarele care ghițea pământul, cred că era tot simbolistică. Cred că voi scăpa de acolo împreună cu acel bebeluș, sper, pana mea. Overall, finalul a fost destul de subit. Dar e un final, nu neapărat simbolic, dar puțin sentimental, cu Jessica care cântă în final și e fericită. Bine, avea azi fața gâtul tăiat, sau bine, gâtul prins în aia de la care s-a spânzurat. Ceea ce... nu știu, probabil simbolizează faptul că m-a iertat, sau că n-a fost vina mea neapărat din cauza ei a murit, sau poate eu am fost cel mai apropiat lucru de Jessica. Sunt cu încă părinții ei au trimis-o la un preot pedofil, probabil eu am fost ceea ce era cel mai aproape de un prieten al ei. Și îmi pare rău destul de mult de ea. Pe de altă parte, Lin, n-am apucat să o cunosc foarte mult, în afară faptul că era soția mea. Pe parcursul jocului m-am căsătorit cu Saving. Saving e foarte de treabă. De multe ori m-a așteptat pe parcursul acestui match. Încerc să mă gândesc la lucruri care nu am aflat încă ce s-a întâmplat. N-am aflat ce s-a întâmplat cu preotul ăla infect. Mă refer cel care a violat-o pe Jessica. Mai așteptăm puțin, poate e vreun cutscene de final. Poate aflăm ce s-a întâmplat cu preotul la infect. N-am mai aflat ce s-a întâmplat cu femeia aia. Știți voi cine, nu? Nu știți? Mă refer la liderul de la eretici. N-am văzut-o murind, nu-i așa? I-am văzut pe aia, creștinii aia, că erau pe acolo, dar nu păreau că a prins-o. Apare bebelușul ăsta avea puteri paranormale. A făcut niște șmecherii. El era alesul. Eram doar cel care trebuia să-l livreze, să zicem așa. Și fost destul de tare. Pe de altă parte, de final, îmi pare rău că a murit Lin. Nu puteau totuși aduce, e Outlast în pana mea, nu puteau să aducă un final fericit, nu-i așa? Per total, experiența mea în acest joc a fost terifiantă, m-am țipat tot timpul. Nu, bineînțeles, a fost speriat de multe ori, dar acest joc mi-a plăcut foarte mult. Povestea în acest joc simt că a fost mult mai bună față de primul joc. Dar și mi-a plăcut, în ciuda faptului că urlam de fiecare dată când eram în vis, mi-a plăcut ideea de a spune două povești într-una singură, într-un singur... Ok, n-a fost niciun cutscene. Mi-a plăcut ideea de a spune două povești într-una singură. A fost super ok chestia asta. Nu, pe Lin. În fine. Și de asemenea, bineînțeles, ai și salvat-o pe Lin, până la un moment în care acel copil a ucis-o. A fost destul de șocant faptul că a murit ea. Și place cuvintele cu care a murit. There's nothing there. Practic, lead direct acelui preot care venise. Practic, nu există, în fine. Nu vreau să ne avansăm în dezbateri religioase sau politice în acest videoclip. Și nici în comentarii. Dar e un mesaj frumos care jocul acesta l-a trimis în final. Prin moartea lui Lin. Și... da, gameplay-ul față de Outlast 1 simt că a fost un pic prea multe urmăriri, un pic prea multe faze în care trebuia să fug de cineva, trebuia să mă ascund, să fug, să mă ascund.
Aș fi apreciat dacă erau și faze de genul, nu neapărat puzzle-uri extrem de complicate, pentru că au fost câteva puzzle-uri destul de simple, dar, cum să spun, poate câteva alegeri, nu majore, dar, de exemplu, dacă intrai într-o cameră în vis, pentru că în vis se puteau face foarte multe lucruri, dacă intrai într-o cameră în vis, te trezeai automat, gen că era un jumpscare și te trezeai, sau dacă intrai în altă cameră, pe dreapta, mai aflai ceva despre povestea lui Lin. Dar bineînțeles, povestea a fost destul de liniară, n-a fost nicio fază în care puteai alege două lucruri. Și a fost ok și asta. Cum am spus, a fost mai multe faze terifiante în primul joc a fost mult mai mult de sneaky, să fii cât mai sneaky, să te furișezi cât mai bine. Pe când aici au fost cam 500 faze sneaky și 500 faze în care chiar trebuia să fugi. Deci au văzut aia și trebuia să fugi, era imposibil să fii sneaky când trebuia să fugi de aia. N-am apreciat faptul că a fost atât de multe urmăriri, dar a fost ok. Pe total mi-a plăcut acest joc. E ora aproape 3 dimineața, trebuie să mă piși, mor de frică în pana mea. Pot să mai văd ceva pe la am dat opțiune, ok, recordings. Uite, pot vedea ce am filmat pe aici. Oh my god, mai ne uităm o dată la Lin aici la început. Asta o poți mai normal să nu mai ții mâna pe genunchi. Okay. She wasn't there. Lin's body wasn't in the wreckage. Uite, mai adaugă un comentariu pe lângă ce spune. Pilot. Ăsta era pilotul, așa credeam și eu. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Da, aici povestea, la majoritatea probabil care o citesc aici, e faptul că sătânii au fost obligați de preotul la nebun să-și omoare toți copiii. Și de asta ceva de genul să scrie aici, sau ceva să asasinul cis că și-au bur copiii. Next. Asta e povestea. Predicția bebelușului, bănuiesc, care e copilul la mic. Clean text. E un citat din pana mea, din Biblie. God loves us, ok, shut the fuck up. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. Hillbilly Vatican. How long has this been here? Nobody knows about it. It's not possible. Am continuat la început. Gospelul lui Sullivan Knott. Sullivan Knott! Knott e ăla care a scris cartea aia, Regele Ereticilor, cred. Sau, nu știu, în fine, da, cred că e Regele Ereticilor sau ceva de genul. Now the Bridge of Hell, da, e practic Sullivan Knott ăsta i-a păcălit pe toți proștii ăștia să omoare copiii și căcatorii. În fine. Three more were sent today to live on the scale de sus. Papa Knott, da, Papa Knott, deci practic e preotul ăla, e Knott? Cred că da. Aha, deci practic copiii ăștia... uite și scrie, what do these dreams mean, what the fuck. Practic preotul ăla avea copii și a luat copiii care i-au dat ăștia. Și știți că pe final când se sinucide spune că a avut toți copiii și și-a omorât și el. Interesant. Aici un rap făcut de Isus, pac, pac. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Next. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Despre cine vorbește acum? Jessica? Vorbește despre Jessica din vis? Că despre centaurul ăsta nu. Aici e locul în care am devenit eu zeul zeilor. Îmi amintesc că am făcut gluma aici. The chapel. I can see the chapel. Urzi ceni în perioadele ei preistorice. I'm feeling my teeth at the sound of scissors. Ce de acolo ai mâncat, mă, căcatule? Knott spune că nu e niciun sin în infanticid. Mă făgă. Le-a păcălit pe toți preotul. Sullivan.
Aha, uite. Papa Ezechiel. E practica la care a creat ereticii, cred. S-ar putea. Simeone. E ăla de la Atletico. E și el pe aici. Simeone de la Atletico. Aici povestea, bineînțeles, spune Who sells us the pills Papa needs? Se referă la steroizi de penis. Aici încă nu s-au prins oamenii că erau steroizi de penis cu uraniu în ei. Asta e. Dar, cum spune aici, the pills Papa needs, se referă la steroizii de penis. Aici a început toată distrugerea lor. Au început să iau unii steroizi de penis, unii nu. Și I așa a guess început this is totul. where the magic happens. Magic Chairs for happens. an audience to watch. Uite, Sleepers a afterwards. rămas când am dat zoom pe fundul ei. I couldn't have. Ce tare că a apărut când am dat zoom pe fundul ei. God knows. În fine. Asta, am înțeles povestea. V-am spus, e faza cu steroizii, că s-au luat așa la bătaie. Pe steroizi. Meat hung Aici. to cure. Hooks through their Achilles tendons. Wow. Mamă, țin de când de panicat eram aici, am stat o oră să scap de căcatul ăla care... Val, cred că ea e de la Eretici? S-ar putea. Asta e creepy în pana mea, nu mi-am gândit când am filmat asta. Ok, a fost prea creepy. The fuckwhore mistook his blessing for sickness and tried to leave and I broke him. What the fuck, man? Sickness here. God Ah, mi-amintesc bless. când am intrat aici. These people were rotting even Ăștia before erau the ăia care wreck. aveau efecte adverse de la steroizi de penis. Ok. No. Aha, nah. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. Da, se referă puțin la Jessica și remorsul pe care îl simte față de moartea ei. Rain and blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just. I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Aha, se referă la faptul când a găsit-o pe Jessica bătută pe scările alea. Ha. Tot de dracu. Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. What? Ești prost? For Jessica. Jessica? Ce-ar căuta Jessica aici? Anyway. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. Mi-amintesc când am She filmat asta. told me to meet her in the music room. Uite ce unghiuri am luat. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be okay. Da, din It's păcate am s-a not întâmplat my asta. fault. Stai, ce-am zis? We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. Aha. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be Aha, okay. vedeți, am înțeles, am It's înțeles. not my fault. Am înțeles. Deci, când o găsești pe Jessica plină de sânge pe scări, tu o iei și o duci We're afară, out. în zăpadă. I got Jessica I out. got Jessica It out. was cold, but It the was snow cold, had but the just snow had started. just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be okay. Și până spune, it's not my It's fault. not my fault. Am înțeles. Și după ce probabil facem asta, părinții o obligă în continuare pe Jessica să se întoarcă la școală și atunci când faptul când se, momentul când se spânzură. Am dat next și s-a blocat. We're out. Asta e I got Jessica. ultima chestie care o mai am. Ok! Am aflat povestea steroizilor de penis cu uraniu și problemele care le provoacă. Sper că ați aflat. Dacă vă vinde cineva steroizi de penis cu uraniu, să nu faceți asta. Mi-a plăcut foarte mult acest joc. Și... Da, urmează sesiunea pentru mine. Nu cred că... Asta o să fie ultimul episod cu un joc care apare pe canal până în sesiune. După sesiune însă o să mă întorc acasă aici.
O să pot să fac live-uri și toate prostiile, o să putem face ce vrem pentru că nu mai am facultate și pot sta toată ziua când nu ies cu prietenii pe acasă și pot face ce vrem. Poate ne vom juca și alte jocuri de groază. Poate Resident Evil l-am jucat, dar nu l-am filmat, așa că nu pot să... nu l-am jucat singur, l-am jucat împreună cu niște prieteni. Și știu toată povestea, n-ar rost să-l mai filmez iarăși. A fost destul de tare, dar n-a fost mai tare ca Outlast. Așteptăm Outlast DLC-ul. Sper să apară un DLC la Outlast cu modul care arăta acest sat înainte să izbucnească toată prostia asta cu steroizii de penis. Înainte să se întâmple toate astea. Sau și pe urmă de gen arăți pe un cetățean de aici, pe Ethan, ar fi tare să-l vedem pe Ethan aici. Pe Ethan care țin dezmite la omorât căcat toala de femeie mare. Să-l vedem pe Ethan cum era pe aici înainte să înceapă nebunia. Și pe urmă când a început nebunia, cum a fugit el. Ar putea fi destul de multe cu interesante și cu astea. Putem afla poate și backstory-ul la baba aia nebună. Doar o părere de mea. În fine, cam asta a fost tot. Dacă v-a plăcut această serie, nu uitați să lăsați un like la acest videoclip. Mulțumesc celor care s-au uitat și la episoadele mele de Outlast, pentru că probabil, ținând cont că am pus după 10 ani, după ce a apărut jocul, probabil v-ați uitat la alți tuberi care au făcut Outlast și pe urmă, pentru fața mea mirifică și glumele mele foarte bune, v-ați uitat și la videoclipurile mele. Vă mulțumesc dacă ați făcut asta și dacă sunteți genul și mai special care v-ați uitat doar la videoclipurile mele, ei bine, o să fac ceva ce nu cred că am să fac vreodată, dar vă dau voie să vă căsătoriți cu Saving. E al vostru, căsătoriți-vă cu el, aveți mare grijă de Saving, că țin la el mai mult ca la Lin, aproape la fel de mult ca la baterii. În fine, cam asta a fost tot, până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.